Bună ziua și bine v-am găsit la Procolenca, exerciții de matematică. Bună ziua, Mario, bună ziua și hai să-i dăm la treabă. Hai că ne-am găsit, hai că ne vedem, hai să muncim. Te rog. Ce lucruri ai tu? Am avut să fac cuvile. Cuvile. Te rog să-mi dea. Celelalte să uitam să le mai verific, așa cum a trebuit să le facem. Am înțeles, te rog. Șapte bile. Așa. Deci avem șapte bile. Împărțite în cinci. Care au camere. Care au cinci. Care au câte cinci camere. 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 Și șapte camere. Și câte șapte camere. Vedem dacă vă amintiți. Dacă mai amintiți, că asta e greu. Cine deci sunt șapte bile în total. Unele dintre ele au cinci camere, altele au șapte camere. Total camere. Total camere. Total. Camere. 41. 41. Deci ai un total de 41 de camere. Care se însemne de ce întrebare? Câte vile sunt cu 5, câte sunt cu 7, na? Care e numărul de vile? Deci vile cu 5 camere. Câte sunt? Și tot atât de bine, asta e întrebarea ta, câte bine sunt cu șapte camere. Să vedem de cum ai amintit o șmecherie, era una de amintit și eu nu mi-am aminteam, dar... Deci ai avut și tu greutăți, nu? Un pic. Un pic când se propui problema, asta categorie. Deci, dragule, eu aici în fața acestei probleme aș încerca așa. Eu trebuie să adun la numărul de șapte. Da. Să fac așa. Patru să fie de cinci. Și celelalte de... prin încercări, mă gândesc eu așa. Deci, dacă ar fi, cât am zis eu, patru vile de... cu cinci camere, cu cinci camere, atunci ar rezulta 5 ori 4, 20 camere, da? Dacă ar fi 4 vile cu 5 camere. Și câte trebuie să fie până la 7? Neapărat 3 până la 7. 3 vile cu 7 camere. Atunci ar fi 7 ori 3 egal cu 21. Și numărul total de camere, totalul ar fi 41 camere. Dar nu este corect, că le-am făcut pe ghicite. Aaa, dar mi-a ieșit 41. Dar, mă! Mă, am luat-o la întâmplare. Pe ghicite, foarte bine. Foarte bine, zici foarte bine pe ghicite. Acum, eu care să spun de ce am făcut așa. Fiindcă nu mi-am amintea șmecheria care o ai tu. Nu mi-am amintea, dar mi-am făcut de mult probleme de astea. Nu. Pentru că tu spui, mai ai există o soluție. Nu. Nu, ca să mă pui pe mine în situații proaste. Nu, zici, mai există o soluție. Foarte. Vrei să-mi dai șmecheria? Da. Bun. Hai, hai să merg cu șmecheria. Diferența dintre șapte... Fii atent aici, am făcut-o la întâmplare. Diferența dintre 7 și 5 este de 2. Și aici când schimbăm o cameră... Dintre 7 și 5 camere? Este de 2 camere. 2 camere. Și dacă facem 7, 7, 49. Și dacă facem una cu 5, scădem cu 2. Dacă facem toate cu 5 ori 7, 35, și când vrem să facem una cu 7, avem în 2. Nu mai amintesc deloc. Deci nu mai amintesc ce vreau să fac. Când zici tu 7 ori 7, 41, la ce te gândești? Dacă ar fi toate bilele cu 7. Așa, mă, în maximă. Exact, mă. Deci, presupunem că ca maxim și minim. Toate vilele ar fi cu 7 camere. Atunci ar rezulta 7 ori 7 egal 49 camere. Deci 7 ori 7, 49 de camere maxim este. E număr maxim, da? Număr maxim. Ar fi fost cumva posibil să fim formulezi o problemă cu 50 de camere, 51 de camere? Nu. Nu. 51. Ar fi fost cu 51? Nu.
51? Da. 49 plus 2 cât face? Stai mă, dar aveți 7. Plus 7 vile ai. Și 7 camere maxim. Dacă puneam 8 vile și lăsăm aceleași, atunci puteam. Dacă puneai 8 vile... Da. Atunci ar fi fost, dar eu zic în contextul problemei de aici. Nu? Dacă puneai 51 de camere, o prostie. Nu, pentru că nu puteam doamna. Nu puteai să depășești numărul maxim. De ce trebuie să afli numărul maxim de camere, da? Așa. Și dacă ar fi toate, ar fi cele 7 cu câte acum? Ar fi cu 5 camere, atunci ar apare 7 ori 5 egal cu 35 camere. Număr minim. Deci, numărul minim de camere cu care trebuie să formulezi tu problema înseamnă de la 35 până la 49. Da. Când, în clipa în care vezi, păstrezi compoziția asta a celor 7 vile cu 5 cu 7, trebuie să arunci numere cuprinse între 35 și... Din 2 în 2. Și de ce din 2 în 2? Pentru că diferența dintre 75 este din 2. Când transformăm camera din 5 în 7, se aduc cu 2. Asta e, mă. Deci neapărat din 2 în 2. Și dacă este la 7, nu adunăm, scădem cu 2. A, dacă vrei la număr maxim, da? Da. Scazi câte 2. Da. Și nu-i la 40. Asta e foarte tare, foarte tare. Deci, în clipa de față, pentru cele 7 vile, având compoziția 5 camere și respectiv 7 camere, când tu formulezi problema ce număr de camere să-i dai, numărul de camere trebuie să fie cuprins între 35, am spus noi, și respectiv ai spus tu 49. Și mai este încă o șmecherie. Încă o șmecherie, dar hai să termin ca să le spun prietenilor nostru, că poți formula și ei probleme. Deci, în clipa în care, dragilor, vă gândiți la așa cum s-o gândit el, la 7 vile, cu compoziția de 5 și 7 camere, numărul minim de camere de la care te sporniți cu problemele înseamnă numărul minim de camere pe care îl dați aici, cum a fost numărul total de camere 41, 5 ori 7, 35, cum ai zis tu, și 7 ori 7, numărul maxim, 49. N-aveți voie să stăriți pe 49 și nici mai mic decât 35. Da? Asta ai spus. Și de ce el s-a dus aici cu 41? Pentru că probabil, de la 35 din 2 în 2 numărând, nu prea știu eu de ce, dar o să spune el, 37, 39, deci aici are 37, 39, 41, 41, da? 43, 45, 47 și 49. Deci el putea să-mi indice un număr începând de la 35, număr de camere de la 35, până 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49. Deci, practic, formula câte probleme? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și mai este încă o șmecherie. Mai nu aș mai gădea. Zim tu, mă, ce șmecherie. Încercăm să vedem la cine este mai aproape decât maximumul de 5 și decât maximul de 7. Minimul de 5 și maximul de 7. Deci tu spui așa, că ne-am dat pe 41. 41 de cine se apropie mai mult? De 35 sau de 49? 49 nu, de 35. Deci de 35. Și acum, cum ai gândit? Deci, i-am gândit, am făcut toate velile cu 5. Le-ai gândit pe cele 7, da? Da. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Scrieți 5 deasupra. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Așa. Și la fiecare, că noi trebuia să avem 41 de camere, dar avem 35. Și am adăugat la ultima cameră 2. Deci ai pus aici 2, da? Un 2. 2. Și ai făcut 37. Așa. Încă un 2. Așa. Încă un 2 și atât. Așa. De fapt, ai făcut diferența dintre 41 și 35 este de 6. Deci 41 minus 35 e egal cu 6. Pe 6 este la 3. La 2. La 2. De 2, da.
și egal cu 3, și înseamnă că 3 zile le-ai transformat din 5 și le-ai făcut în 7. Și de aceea, la împărțirea asta, cât îți dă aici, 3, înseamnă 3 vile cu 7 camere și respectiv, rămas aici celelalte, 4 vile cu 5 camere. Dragilor, aceasta este rezolvarea corectă. Nu este nici cealaltă greșită, dar dacă nu m-aș fi dus, a fost o întâmplare, am ghicit aici. Dacă nu aș fi dus, aș fi mișcat. Nu mers cu 4 vine de 5, mergeam cu 3, cu 2, până când ghiceam așa. Și rezolvarea asta, eu ca învățător, dacă un elev prin încercările acestea se joacă și dă peste rezultat, nu deodată, ci el prin încercări, și arată exact cum face încercările, simte că problema o mișcă înspre direcția bună, îl punctez. Este o dovadă a unui raționament corect. Dar aici este finețe. Aici este finețe. Pentru că dacă ar fi avut un număr de camere, atenție, dacă ar fi avut un număr de vile mare, dacă ar fi fost aici 700 de vile, și acolo un număr de camere foarte mare, ar fi fost imposibil să joace. Da? Ar fi fost imposibil să joace. Deci, de aici ar fi fost o dificultate maximă. În condițiile acestea, dragilor, finețea calcul, finețea raționamentului lui creează o stare de bine. El spune așa, dacă toate ar fi fost de, și află numărul minim, dacă ar fi fost de 7 care, numărul maxim. Și acum încadrează numărul pe care îl indică în problemă între cele două numere, deci îl plasează între cele două numere, și în felul ăsta reușește practic să vadă ce face diferența dintre camerele date și camerele și minimul. Așa cum a apărut aici 6, acel 6 ca diferență de camere împarte la 2, îi pune câte 2, câte 2, câte 2, și 3-ul îmi spune câte camere sunt transformate din 5 în 3. Și atunci el are rapid răspunsul corect. Se duce pe, nu mai încercă, nu mai face încercări. 3 camere de 3 vile de câte 7 și 4 vile restul celelalte, deci 3 vile, răspuns corect. 3 vile de 7 camere și respectiv 4 vile cu 5 camere. În rezolvarea aceasta, sigur, îți umpli sufletul de bucurie. Și ca să-i convingi pe prietenii noștri, am să spui așa, data viitoare, dragilor, azi vă propun nu cu 7 vile, ci cu 30-40 de vile. Să creștem numărul la vile. Numărul la vile. Și atunci, cu 5 cu 7, da? Cu 5 cu 7, vedem exact ce interval avem, da. Și ce câte probleme putem face. Ca aici, iată, foarte rapid, ca idee, câte probleme am făcut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Din 49, dacă de pe 35, face cât? 49 scăzut 35. 5 cu 9, 14. Deci 49, 35, 14. Împărțim la 2. Dar de ce împărțim la 2? Dragi, împărțim la 2, că noi punem câte 2 camere până completăm. Și o face 7. Și total de număr de probleme sunt 8, că plecăm și cu asta. Da? Mărim cu 1. Iată, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putem răspunde la întrebarea, câte probleme putem formula? Da? În condiția aceea că avem niște numere mari. Dar tehnica aceea este de lucrat. Tot aceeași chestii, că numărul maxim, numărul minim, diferența între ele, după care împart la 2, la 2, pentru că asta este diferența. Noi câte 2 punem pentru a completa cele 7 camere. Și îndată facem diferența între numărul maxim și numărul minim, împărțim la 2, ne va împărțirea se face exact. Nu la 2. De ce la nu la 2? Păi te, poate dau 10 și 15.
Ce, poate 20 camere și 15 camere. O, depinde. Corect. De ce sunt paralele și trebuie 5? Atunci bați la 5, dragule, corect. Deci nu totdeauna la 2, să ne înțelegem. Puncteți foarte bine. Dar dacă ar fi 7, 5, 9, 2, 11. 9, 11, sigur, atunci împărți la 2. Dar împărțim la numărul care se indică, care e diferența dintre numărul de camere. Deci împărțim totdeauna la... La cine împărțim? La diferența dintre cele două camere. Așadar, trebuie să spunem că ideea asta care ne-am amintit-o acum, da, ne face foarte bine. Spuneai și tu când te-a apucat de probleme, ai avut ceva greutăți. Nu? Ai văzut și eu, la început, m-am dus prin cercări, că nu mai mi-amintea nimic. Cu numărul maxim, cu numărul minim și... Dar acum am înțeles foarte bine și răspundem câte probleme putem formula. Nu răspundem. Răspundem, suntem mai tă. Deci tu faci asta acasă și data viitoare îmi arăți cu numerele, câte am zis eu? 37. Uite, bază. 37 de vile. Vile cu compoziția, cu compoziția cât să fie? 8. 8 camere și 5 camere. 8 adică și 5 camere. Adică când pun o cameră în plus, adică când fac o cameră cu 8, înseamnă că adaug cu 3. Sigur că da. Când transform o vilă, când transform vilă care avea 5 camere într-una care are 8, faci această mișcare în câte 3. Și atunci când faci diferența dintre cele două, maxim și minim, trebuie să împarți la cât? La acum. Cât? Maxim și minim, par la... O spune. Nu, el. Mama! La cât împărțim? La prima, la cât ai împărțit? La prima împărțit la 2. Și acum am împărțit la 3. Așa. La 3, sigur la 3. Că da. Corect. Sigur că da. Da. Deci vezi o problemă foarte frumoasă, am prins-o, ne-am amintit și ce bucuroși suntem că această problemă, repet, această problemă este de un grad de dificultate foarte mare, foarte mare. Deci în ea cei care stăpânesc chestiunea, așa, pot îmbrăca sub diverse forme. Noi am zis-o aici cu, dar puteți să gândim o cantitate de, să spun, de mere. Se pun în lădițe, câte 5 și câte 3 kg, 5 kg și 3 kg. Și aici diferența este atâta și vedem cum acolo pot să putem îmbrăca probleme. Chiar mă gândesc să facem și, să schimbăm și conținutul problemei. Să vedem dacă noi ne putem duce spre ea. Da? Deci avem chestiuni frumoase. Mergem mai departe, dacă mai ai vreo problemă la care să o dezbatem, așa, că prietenii noștri abia așteaptă asta. Poate e o problemă așa la care... Dacă e tot cu vile, e pe modelul acestuia și nu repede. Ia să vedem o chestiune de colegere. Hai că mai văd... Este mai mare decât mama cu 5 ani. Dacă mama ar avea de două ori vârsta pe care o are atunci, împreună cu tatăl, ar avea 125 de ani. Află vârstele fiecare. Da, mai citim mai rar, că nu am înțeles nimic. Tu ești la pupitru, trebuie să citești rar, că te concentrezi foarte tare. Tatăl este mai mare decât mama cu 5 ani. Stop. Să traducem asta. Tatăl egal mă, tu egal mă plus 5. Așa, mă plus 5. Mama plus 5 ani. Foarte bine. Dacă mama ar avea de două ori vârsta pe care are atunci, adică mă egal... Deci hai și te dacă mama... Dacă mama ar avea de două ori vârsta pe care o are, pe care o are, atunci împreună cu tata ar avea 125 de ani. Află vârstele fiecare. Aici trebuie să vă vezi prima atenție, că nu am înțeles nimic. Luăm încă dată. Dacă, aici dacă, de la dacă. Prima am înțeles-o. Da, dacă. Dacă mama ar avea de două ori vârsta pe care o are... Deci doi de mamă... Doi mă plus 10. Atunci. Da. Atunci, împreună cu tata, ar avea 125. Da. Deci, 2 de mă plus
tata. Plus tata. Plus T. Plus tata. Dar tata. Tata cât va avea acum? Doi T. Iar tata doi T face? Mama are 35 de ani, să zicem. Da? Mama 35. Cât? 25? Mama are 38. 38, da, 38, tu știi mai bine. Iar tata, să, ne, să zicem, că are cu 5 ani mai mult. Merge cu o chestie perfectă. Da. Deci, mama are 35, tata are cu 5 ani mai mult, cât înseamnă? 40 și... 46. Cu 5. Cu 5 ani? A, cu 5 ani. 43. 43. Deci, e clar, mama are atât, da. Tata are cu 5 ani mai mult. Da. Dacă mama ar avea de 2 ori mai mult... Dacă mama ar avea de 2 ori vârsta ei de până acum, e de parcă ne-ar întreba peste un timp vârsta mamei crește cu cât? Cu 38 de ani, deci plus 38 de ani, și crește și aici la... Da. La tata. Da. Cu cât crești și tata? Dacă trec anii pentru mama, crești pentru tata. Tot cu 38. Deci la tata fac tot 38. Și acum ei împreună, împreună, mama cât ar să fie? 38 și cu 38 face? 38 și cu 38 va face 76. 76. Iar aici, tata și cu mama cât fac? Tata și cu mama, 4 și cu 3, și o rețire, 4 și cu 3, 4 și cu 81. 81. Cei doi împreună? 7. 7. Și 15. 157 de ani. Vezi? 157 de ani. Am depășit pe cât spune, cât te spune că avea. 125 trebuia să zic. 125. Cum faci tu, fiindcă ai depășit? Ce să faci tu ca să meargă? Mișorez. Mișorez, sigur că da. Pe cine o mișorez obligatoriu? Mama are... Pe mama? Cu cât să? 20. Cu 20 merge. Deci mama are 20 ani. Tata are... Tata are 25. 25 ani. Atunci plus la amândoi... Acolo încă o dată plus la mamei. 20. 20. Și 20. Sigur plus 20, că tata merge și el tot an de an crește plus da. La mâine. Vor determina aici ce? 40. 40. Plus 45. Plus 45. Da. Și face cât? 85. Puțin. Yeah. În 125 am. Am de mers. Cu 10 ani. Zi tu. Se merge cu 30? Cu 10 ani. Cu 10 pe dacă mă zic adică, mai 20. Nu, cu 10 în plus. Adică se merge 30. Cu 30. 30. 30. 30, 30. Mama, 30. Tata, a să fie? 35. 35. Peste da. Mama, ca să fie 60. 30. Și aici tot 30. 65. 65. Și 60. Aici e fine 60, nu? Da. 60 și 65. 125. 125. Cât trebuia să ia? Asta ne-a zis. Yes. Păi, vă spun că puteți să facem. Și această rezolvare. Eu mă gândeam cu 15. Da? Dar cu 15? Nu, păi. Nu, păi mai puțin de 20 am văzut că 20 a rămas în urmă. Cu 38 m-am dus prea mult. Și atunci am zis, hai să fie 30. Repet, și această rezolvare făcută de un elev care muncește și simte problema, este corect. Dar, raționamentul corect. Cum anume? Aici eu văd 30 și plus un 5. În sumă, se vede 60, adică 30, 30, 30, 30. 120. De 4 ori. De un profesor, știi cum făceam? 5 ori lăsam la o parte, la 125. Venea 120 și împărțeam 120 în 2. Deci 60, 60. Plus în 5 și 65. Și ăla cu 5 era tot. Dar nu, că ne treabă vârsta de la început, la momentul acela. Adică 60 minus 30, 30.
Da, dar mai bine împărțeam pe 120 la 4 de la 4 de sub o dată, o mamă, crezi? 2, 3, 4. Patru. Da, 4. Păi mama crește odată și tata da. Încă odată. Sigur, mai multă combinată. Deci din 125, scădem pe 5-ul ăsta, care este, se translează, și în rest, 120 împărțim la 4 și fac 30. Și dau deodată peste vârsta mamei. Adică eu înțeleg așa, că... Sau segmente. Sau pe segmente, mama. Sigur că da. Mama este asta. Segment. Mama. Tata este acesta și plus un 5. Plus un 5. Și acum, mama mai crește încă o dată. O mamă, da. O vârstă. Tata și aici mai punem încă o dată cât mama. Exact. Avem 4 segmente. Și acum înțelegem de ce împărțim la 4. Și iată, să văd cele 4 segmente, se vede și 5-ul ăsta în plus. De cu un total a fac atâta 120 și 5 e clar că e minus 5-ul de aici egal cu 120 iar 120 împărțit la 4 fac 60. Iată, 60 este vârsta. 30 aici. 30 un segment. Și atunci asta e mama. Mama. Da. Plus 5. Iar tata egal cu 30 plus 5. Iată rezolvarea. Și cealaltă era corectă, dar vreau să spun rezolvarea sau un raționament care curge frumos. Ne duce spre soluții rapidă. Și nu mai facem încercări acestea. Jucăm așa, stânga-dreapta, dar repet, tot atât de bine eu îl, să spunem, îl notez și pe elevul acesta. Că el simte că a depășit. A depășit. Scade, iarăși, prea mult a scăzut și încearcă, el s-ar putea să nu vine fi fost aici cu 30 deodată, fi fost 28, 29, muncește. Cum să nu-l respect? Muncește. Dar asta altul este asta înseamnă soluția, sau dacă la ceva a dus la soluția directă, fără să mă încerc nimic. Da? Deci, în fața unei probleme, ori de câte ori avem o problemă de care auzim atunci, trebuie să avem următoarea abordare. Nu. Avem niciodată panică. Deci niciodată nu credem că s-ar putea să ne încerce sentimentul de nereușită. Noi trebuie să începem problema citindu-o ca un învingător. Ca unul care știm sigur că putem face. Numai avem nevoie de o atenție maximă, ne concentrăm, facem segmente, facem tot felul de chestii. Și înțelegem bine problema și abia după ce am înțeles-o, punem la treabă. Dacă suntem de clasa de 0 și ne duc la... În probleme de clasă. Nu, se dau probleme pe măsura cu puterii și al cunoștințelor pe care copiii le-au la un moment dat. Că nu lică ștacheta. Unde sunt? Chestiuni de fine. Dacă vii la... Eu aș o problemă de olimpiadă, este asta cu vilele, îmbrăcat acolo, chiar așa lăsat, îmi spun câte probleme poți face. Exact. Unde tu trebuie să numeri acolo, să vezi din 2 în 2, din 3 în 3, câte sunt acolo. Să dai soluția directă pentru problema aceea care fixez eu când mă rog camere. Deci, aceea este o problemă de finețe. Și el are și șansa să încerce acolo diversele variante, dar când se numere, trebuie să se gândească numărul minim de camere, numărul maxim de camere, să vadă câte numere se pot acolo, se pot așeza, care e șirul de numere. Frumoasă, foarte frumoasă problemă. Deci, foarte frumoasă și interesantă problemă. Te rog acum... Mai ai o problemă? Hai să mai citim o problemă să vedem. Nu mai e. Uite, citește așa problema. Văd o latitudine. Te sperii nou. Da. Da, da, habar n-am. Deci pur și simplu o citim, habar n-am de ce este acolo. Da, cutii sunt 160 de ore bomboane. Stop. Deci sunt două cutii. Nu știm câte sunt una. Nu știm câte sunt una a doua. Ce știm? Se consumă 30. Deci în cele două cutii, uite, cutia prima cutie și cea de-a doua cutie, în cele două sunt câte bomboane la un loc? 162. Da? 162. Apoi. Din prima se consumă 35. Deci notăm cu A
și cu B. Acum am arătat inițiativa. Din prima. Ce înseamnă că împreună sunt atâta? Ce înseamnă că sunt împreună? Sunt în prima relație. A plus B egal 160. Așa! Iată cum pornește mai atât problema. A plus B egal 160. Da. Ce urmă? Ce spune? S-au scăzut 35 din prima putere. Cum trată ce? A minus 35. Deci e vorba de A minus 35. Iar B minus 47. Și B minus 47 și ce spui? S-au scăzut. Așa. Și ce îmi spune? Trebuie să le lege cumva. Câte bomboane erau în fiecare cutie dacă în a doua au rămas de trei ori cât în prima? Deci în a doua, în asta, au rămas? Câte? Da. N-au rămas de trei ori de cât în prima. Adică trei de astea. A plus A plus A plus A egal și de trei ori câte A minus 35? Da. Deci în a doua, adică B minus 47 este de 3 ori A minus 35. De 3 ori A minus 35. Adică este un A minus 35 încă un A minus 35 și un A minus 35. Deci traducem așa, egal cu A minus 35 plus, încă o dată, A minus 35 plus A minus 35. Asta înseamnă că e de 3 ori. De 3 ori, da. Da? De 3 ori. Și trebuie să scrieți 3A. Sigur că da. Asta înseamnă. Egal cu 3A minus cât? Minus 105. Minus 105. Atât cât suntem de tare. Minus, minus, minus. Minus 105. Așa asta e cea de-a doua relație. Deci eu am așa. A plus B. A plus B egal cu cine? Cu 162. A plus B egal cu 162. Și că B minus 47, B minus 47, este egal cu 3A minus, minus 105. 3A minus 105. Deci A plus B egal cu 162, iar B minus 47 egal cu 3A minus 105. Dragule, am înghebat problema. Am aranjat-o. Adică mă pot duce spre ea. Gata, sunt fericit. Gata. Deci sunt fericit că am să am șanse să o rezolv. Ar putea să fie așa. Ia să vedem dacă tu ai vreo idee de rezolvare. Nu știu, nu știu dacă este corect. Tu zici. Păi, încercăm întotdeauna. 162. Așa. Minus. Cele 30 și 47 adunate. Deci, hai să vedem pe B-ul ăsta de sus, îl poți scoate, ca să-l punem aici. Cât ar fi B-ul dintr-o adunare? Dacă ai adunare de două numere, cât este unul din termenii adunării? 162 minus A. Nu vine așa? Da. Cum cred? Dacă ăsta și cu ăsta fac 162, de aici rezultă că B-ul va fi egal cu B-ul va fi egal cu 162 minus A. 162 minus A. Ei, B-ul ăsta treci tu aici la relația a doua. Și în locul din B cât se pune acum? 2. În loc din B. Din B-ul ăsta cu B-ul pe care l-am găsit aici. Cât este B-ul? 162 minus A. Și atunci zic, 162 minus A, adică B-ul de aici. Minus 42. Minus 47 egal cu 3A. 3A minus 105. 3A minus 105. Și acum 162 minus 47. Facem 162, că știm noi șmecherile cele. Numele în partea asta, da? Foarte tare. 162 minus 47 minus A. Egal cu 3A minus 105. 162 minus 47 face...